Este foarte reușită. Haideți să vedem cum se face această prăjitură minunată sau specială. E o prăjitură mai deosebită așa, pentru că se amestecă toate ingredientele. Bineînțeles, e un proces tehnologic, dar nu foarte greu. Și se alege singură în cuptor, în trei straturi. Această prăjitură e chiar foarte, foarte simplă și gustoasă. Și îți place foarte mult și copiilor, deoarece are o textură moale și fină. Și cu vanilie. Îi mai păcălim pe copii, nu le mai dăm prea multă ciocolată. Pentru început, separăm albușul de gălbenuș. O să trebuiască să batem foarte, foarte bine aici, e tot secretul la această prăjitură. Trebuie bătut foarte bine albușul, să fie ca o bezea. Și apoi se amestecă cu celelalte ingrediente, vă explic rând pe rând tot procesul. După ce am separat albușul de gălbenuș, punem un praf de sare și începem să batem albușul, spumă. Când începe să crească albușul, începem să punem zahărul în ploaie, puțin câte puțin. Din totalul de zahăr din această rețetă am oprit puțin, câteva linguri, pentru compoziția de unt. Acum vom pune 3 sferturi din zahărul pentru rețetă. Vom adăuga și zahărul vanilat, tot în ploaie. Amestecăm bine cu zahărul vanilat și apoi ne vom îndrepta atenția către unt și către gălbenușuri, practic partea a doua a prăjiturii. Așa, albușul e bătut foarte bine, trebuie să fie ca o bezea. Și acum o să ne ocupăm de gălbenușul și unt. Începem să batem untul care este încălzit la temperatura camerei cu restul de zahăr rămas. După ce am incorporat zahărul cu untul, se pun gălbenușurile. Această prăjitură nu ar trebui să dureze mai mult de 20-30 de minute să facem, dar depinde totul de cum se bat albușurile. Că uneori avem probleme cu albușul la prăjituri. O să punem gălbenușurile. Și vom pune făina. După ce se incorporează puțin gălbenușul cu untul, începem să punem și făina. În timp ce adăugăm făină, alternăm cu laptele. Omogenizăm amestecul de ou cu zahăr, cu unt și cu lapte. Aici am omogenizat făina cu zahăr, gălbenuș și unt și vom adăuga peste albuș. Vom adăuga și laptele rămas. Iar cu untel sau cu, chiar cu polonicul, amestecăm ușor de jos în sus, până se omogenizează toată compoziția. Ea rămâne aerată și spumoasă,
iar în cuptor se vor separa cele trei straturi. Noi aici avem o compoziție mai multă, avem pentru o porție și jumătate, dar dumneavoastră vă vom da ingredientele pentru o singură porție. Cam așa trebuie să arate, nu trebuie să se spargă tot albușul. Mai rămân și cocoloașe de albuș, asta nu e o problemă dacă nu se sparg. Important e să fie omogenizată foarte bine compoziția. Și o vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o vom pune la cuptor apoi. O vom turna pur și simplu în tavă. Această prăjitură o pregătim destul de des, deoarece este mai simplu de făcut, e ușoară și nu necesită atâta timp de pregătire, nu e foarte sofisticată. Și place oricui, cu ea nu dai greș niciodată. Dacă se nimerezi zile de dulce, la noi hramul durează mai multe zile și atunci oricum pregătim mai multe feluri, dar aceasta nu lipsește, pentru că e foarte ușoară. O vom pune la cuptor la 150-160 de grade, depinde de cuptorul fiecăruia, cam o oră, o oră și un pic, o oră și un sfert, cam așa. Depinde de câtă cantitate avem. Dacă e mai mare cantitatea, și timpul de coacere va fi mai mult. Ne dăm seama că este coaptă atunci când prăjitura este ca o gelatină, atunci când plătim în tava și o probăm și cu mâna. La proba cu mâna trebuie să fie întărită cât de cât compoziția gelatinoasă. Prăjitura este gata, arată foarte bine. La contactul cu mâna este destul de închegată și dacă o clătinăm puțin, vedem că are o textură gelatinoasă. Acum este fierbinte, nu putem servi, o vom duce la rece. Ideal ar fi să stea de seara până a doua zi, dar noi peste câteva ore o vom putea servi. Mergem cu ea la rece. Prăjitura noastră specială s-a răcit. Acum o vom scoate din tavă și vom tăia să o servim. Aceasta este prăjitura noastră specială, sper să vă placă. După cum se poate observa, deja ea s-a separat în cele trei straturi. Să aveți poftă, sper să o încercați și voi. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.